Lupii protejați de lege au băgat spaima în localnicii unui sat din județul Caraș-Severin. Sălbăticiunile continuă să intre în gospodării și să atace animalele, chiar dacă oamenii au făcut zeci de plângeri autorităților. Ultimul atac al animalelor sălbatice ar fi avut loc în urmă cu câteva zile, iar de atunci sătenii se tem că în orice clip ar putea fi atacați de lupi. Speriați localnici au făcut efort front comun și au ieșit pe străzi pentru a-și proteja curțile.